Polițiștii și reprezentanții Serviciului Pază de Stat nu au fost implicați în arborarea drapelelor străine pe principalele instituții de stat, în cadrul protestelor violente din 7 aprilie. Declarațiile au fost făcute de doi tineri care au participat nemijlocit la arborarea drapelelor. Aceștia spun că drapelele au fost arborate pentru a-i liniști pe protestatari. Ion Galațchi, în vârstă de 17 ani, și Dragoș Musteață, în vârstă de 19 ani, au declarat că inițiativa de a arbora drapelul Uniunii Europene le-a aparținut și că nu au fost în niciun caz forțați de polițiști. Potrivit lor, inițiativa a fost luată cu scopul de a liniști masele și a oprit distrugerea clădirilor. Am ajuns la concluzia că ar trebui să instalăm un steag pe președinție pentru ca masele să înțeleagă că asta nu e un obiect de distrus, trebuie să se oprească. Noi ne-am înțeles și am urcat sus cu doi reprezentanți, parem de acolo, din poliție sau nu știu ce era. Am urcat sus și am instalat steagul. Când noi ne-am dat jos de acolo, am observat că mulțimea a trecut în partea cealaltă, la Parlament. Noi, crezând că o să ajute ceea ce am făcut la președinție, am încercat să facem la Parlament fix așa. La Parlament însă a fost un pic mai greu să intrăm. Am fost și udat și... A fost mai greu să intrăm, dar totuși am intrat acolo. Și fix așa am negociat cu poliția, adică ce am putea noi să facem ca să oprim masele de la distrugeri. A cui a fost inițiativa de arborare a drapelului? Asta eu nu țin minte. Știu că a venit o inițiativă ori din public sau de undeva. Știu că a fost la cineva o inițiativă, dar nume concret persoană, eu nu știu cui a fost. Drapelul făcea și el parte din planul comuniștilor. Instalarea lui a avut loc de către Ion Galațchi și Dragoș Musteață, cu permisiunea directă a vicepreședintelui Parlamentului Vladimir Țurcan. Eu am dus negocieri cu cei cinci, deci reprezentanți a protestatarilor, și s-au făcut strict în conformitate cu înțelegerile noastre. De fapt, la aceste negocieri, Vladimir Țurcan propune și insistă ca aceste persoane să instaleze drapelul. Trebuie să menționăm că Vladimir Țurcan a putut să permită instalarea drapelului numai cu împuternicirea președintelui Voronin. Comuniștii aveau nevoie de instalarea drapelului României și Uniunii Europene pe președinție pentru a avea argumente să acuze România de organizarea unei lovituri de stat. A fost o persoană, da, adică o persoană din protestatanți, care într-un fel mi-a insuflat ideea. Eu m-am preluat ideea și am cizelat-o și mi-am dat seama că poate să aduc la ceea ca să limpezească, să liniștească masele de oameni. Cu toate ce pui drapelul pe președinție, atunci oamenii își dau seama că e pus drapelul, înseamnă clădirea este cucerită, clădirea este a noastră și nu mai are rost să facem vărsă de sânge. Adică a fost un fel de negociere, să vedem. Da, să vă spun, a fost un fel de negociere, tot pentru binele lor. Ați fost impuși de poliție, de forțe, de stat, cineva v-a impus, v-a drogat, v-a impus să faceți acest pas? Nu este adevărat. Nu am fost drogat, nu am fost impus de nimeni, nu am fost influențat de nimeni, am venit cu propria inițiativă și tot. De asemenea, tinerii afirmă că unele instituții de presă au interpretat greșit ceea ce s-a întâmplat, acuzând polițiștii. Știu ce a fost acolo, rețin informația corectă, nu interpretată greșit de unele posturi de televiziune, radio, nu contează, ai unii parlamentari, capitenii de partide și etc. O parte din acești băieți tineri care au participat la aceste evenimente, i-am întâlnit săptămâna trecută, lângă hotelul Codru, și desigur era organizația Paza Ordinii Publice. Am întrebat pe un polițist, ce cată băieți ăștia tineri, care i-am văzut atunci. Păi da, ăștia sunt din slujbă, care deservesc aici. Erau unii și aceiași, care aruncau pietre și care deserveau ordinea publică lângă hotelul Codru. Chiar și după mai mult de două luni de la evenimente, există oameni naivi care au crezut în minciunile comuniștilor. Special pentru aceștia, mai punem o dată întrebările. De ce nu au fost arestați cei care au distrus clădirile și de ce nu a fost găsită persoana care a arborat drapelul României pe o clădire plină cu oameni din poliție și securitate? Amintim că reprezentanții partidelor de opoziție au declarat că reprezentanții poliției au fost cei care au arborat drapelele străine pe clădirile legislativului și a președinției. De asemenea, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Alexandru Tănase, a declarat că pune la îndoială faptul că manifestanții au urcat de bunăvoie pe acoperișul instituției de stat cu scopul de a arbora un drapel străin.